Hei copii, astăzi vă voi citi povestea celui mai bun cioban. V-am pus camera pe lac pentru că sunt foarte multe rățuși aici și sper să vă placă peisajul și să vă relaxeze și să vă simțiți bine și să ascultați povestea cu drag. Sus la munte e o stână de care toată lumea de prin părțile noastre a auzit. Că și toți cumpărau de acolo lână și cea mai bună brânză. Și este la stâna aceasta un baci cum nu s-a mai pomenit. Harnic și gospodar, căruia toate îi merg bine, vorba bătrânului. Omul bun care muncește, Dumnezeu îi le sporește. Dar stați să vă povestesc cum a ajuns el cioban, căci e o întâmplare cum nu s-a mai auzit. De când sunt turmele și stânile pe aici? Cu mulți ani în urmă, cam pe când era tatăl meu copil, nu exista prin aceste părți nicio stână, până într-o zi când a venit un cioban bătrân și priceput, însoțit de cei 7 copii ai săi, ce mânau o frumusețe de turmă cu sute de oi, cu câini ciobănești de care și urși se tem, cu măgăruși cu minți încărcați cu toate cele. Și văzând omul cât de frumoase sunt locurile pe aici, s-a învoit cu oamenii satului, s-a urcat la munte unde a ridicat o mândrețe de stână. Și toate mergeau mult mai bine an de an, căci toată lumea era mulțumită și ciobanul cu copiii săi și sătenii că s-au pricopsit cu oameni de treabă. Dar vezi că vine o vreme la toate și într-o zi, ciobanul bătrân cum era, simțind că îi se apropie și lui sfârșitul ca la oricare lucru pe lumea asta, și-a chemat toți copiii în jurul său și le-a spus: măi băieți, când eu nu-i mai fi, voi veți avea grijă mai departe de turmele noastre. Și se cuvine, cum e tradiția din bătrâni, ca numai unul să fie cioban peste toată stâna. Așa că am hotărât să-l aleg pe cel care se va dovedi cel mai destoinic. Tihită tu, căsări cel mare bucuros. Păi las pe noi și zine mai degrabă ce trebuie să facem. Toți suntem oameni de treabă. Așa, că uite cum zic, plecați de grabă jos în vale. Duceți-vă în sat, la casele, care vor trage mai tare sufletul și cereți, cum o putea, câte ceva. Cine mi-o aduce cel mai frumos lucru? Aceluia să fie stână, el să fie baci peste turmele toate. Zi și făcut, feciorii au și rupt-o la fugă, dar ce fugă, care mai de care, mai iuți, de zicei că-i mână de la spate armata împăratului. După doar 2 ceasuri s-a întors primul fecior. Uite, tată, am adus un cal, o frumusețe, că bine le mai prinde la casa omului gospodar ajutorul unui așa cal. L-am cumpărat chiar de la brutar, căruia i-am promis un burduf mare cu brânză bună. Tatăl se arătă mulțumit. Nu trecu mult și iată cel de-al doilea copil. Tată, eu am fost la casa părintelui lângă biserică și am cerut o icoană frumoasă. Căci ce poate fi mai de folos omului decât credința? I-am promis părintelui că-i aduc un câine de la noi de la stână să-i păzească curtea. Chipul bătrânului se lumină, fiind mai mulțumit. Apoi, rând pe rând, și ceilalți copii se întoarseră cu cele mai felurite și bune lucruri. Al treilea a adus o carte înțeleaptă, spunând că cea mai folositoare în viață este învățătura. Iar al patrulea o cutie cu unelte, că spune el, toate trebuie construite, reparate și îngrijite. Cel de-al cincilea copil a venit cu o pungă de galben, fiindcă îi promisese hanciului un butoi cu brânză și 2 legături de piei de oaie. Că zice el, banii sunt cei mai buni în viață, fiindcă dacă ai bani, poți face aproape orice. Iar cel de-al șaselea îi lăsară pe toți cu gura căscată. El veni cu o mândrețe de fată zicând: uite, tată, ea e Măriuca, cea mai bună fată din sat.
E harnică și pricepută. M-am învoit cu părinții ei și cu ea să o iau de soție. Căci ce poate fi mai de folos și mai plăcut în viață decât să-ți împari zilele cu o soție bună la suflet? Așa e, băiatul meu, zise moșneagul. Bine ai venit, Măriuca, și Domnul să vă binecuvânteze. Dar unde este, măi băieți, fratele vostru cel mic? Întreabă-l tată. Văd că doar el lipsește. Ceilalți n-aveau habar pe unde rădăcește menzinul, dar după cum se învoiseră, îl așteptară și pe el. Târziu spre seară a apărut și cel mic cu mâinile goale. Pe unde umblași, măi băiete? Îl luară frații la rost. Îmi cer iertare că v-am făcut să așteptați. Dar mergând spre sat, am trecut pe lângă casa pădurarului și am văzut-o pe femeia lui în curte, chinuindu-se cu un topor să spargă niște lemne mari. Așa că am ajutat-o și eu. Și mi-a povestit beata de ane cazul ce a căzut pe capul lor. Zilele trecute, bărbatul ei, pădurarul, a fost rănit de un copac ce i s-a prăvălit peste picioare, iar acum stătea în pat, fără să mai poată face nimic. Așa că sărmana femeie ducea tot greul casei. Să aibă grijă de soțul ei, să aibă grijă de copii, să țină toată gospodăria. Și tare greu îi mai era. N-am putut să plec când am văzut cum o duc bieții de ei. Și am zis să mai rămân puțin să-i ajut. Am tăiat toate lemnele, i-am meșterit omului o cârjă și un baston trainic, am ajutat-o pe femeie să dea mâncare la animale și cu una cu alta am aprins noaptea. Și m-am gândit acum, unde să mă mai duc, că nici nu mai nimeresc drumul spre sat. Așa că m-am întors acasă. Măi, frate, zise unul dintre copii, dar cum te-ai cutezat să ieși din vorba lui tătuca? Trebuia să fii cu ceva din sat, iar tu te-ai întors și ultimul și cu mâna goală. Da, frate, ai dreptate și îmi cer iertare, dar dacă așa m-a îndemnat inima... Când se uitară la bătrân, să vadă cum îl va dojeni pe mezin, ce să vezi? Pe obrajii moșului curgeau lacrimi de bucurie. Acesta își îmbrățișă cu dragoste fiul și îi zise: tu, dragul tati, mi-ai adus cel mai frumos lucru, mulțumirea și bucuria de a face o faptă bună, fără să aștepți vreo răsplată. Dragii mei, toți v-ați dovedit harnici și înțelepți, dar fratele vostru a lăsat tot pentru a face un bine. E adevărat că a venit fără nimic în mâini, dar aduce cu el o comoară în suflet. Așa că iată hotărârea mea, ca el să fie de azi înainte cioban peste tot și peste toate. Așa a ajuns copilul cel mic cioban la stână. Anii au trecut, acum e și el bătrân, dar toată lumea spune că e cel mai bun cioban din cât s-a pomenit. Norocul nostru cu tatăsu, care a știut cum să-l aleagă după suflet. Hei, sper că v-a plăcut peisajul și că ați văzut și rățuștele. Vă doresc o zi minunată, cu râsete, joacă, așa cum le stă bine unor copii sănătoși și fericiți. O zi minunată!